Misul ăsta are așa o conotație foarte ranch aici la voi, cine? Să-i zicem ranch, da? Și atât. Cred că e suficient. Da, după atâta muncă, după atâtea pregătiri și înainte de perioada tezelor, am zis să le dăm posibilitatea elevilor noștri să se și distreze. Unii elevi se vor distra, alții elevi vor munci, pentru că ei sunt organizatorii acestui bal, ei sunt coordonați de domnul profesor Ovidiu Sârg și de informaticianul de la noi de la liceu, Iulian Ostafe. Tema aleasă pentru acest an este o temă western și le-a captat interesul. A fost motivant atât pentru organizatori cât și pentru participante. Dar cui a fost ideea? A unei colegi de-a mele. A venit cu ideea pentru că am vrut să facem altceva mai diferit și am zis că ar fi o idee minunată să avem western. În regulă. Mă gândesc că e mai delicat să pui în scenă așa un număr, ca să spun, referindu-mă în general așa la spectacol. Da, o să avem multe activități care nu s-au mai văzut până acum și sperăm să vă placă și va ieși totul ok. Vă așteptăm cu drag. Pragul spectacolului, cum vă aflați? A fost foarte mult de muncă, muncim de aproximativ o lună de zile. Eu spun că va fi un spectacol foarte reușit, cum nu s-a mai văzut la noi în liceu. Am pregătit foarte, foarte multe surprize, atât pentru copii cât și pentru participantele noastre din acest an, care sunt de număr de 8. 8 boboace. Ce să spun? Vă așteptăm cu drag mâine seară, Casa de Cultură, apoi petrecere la Casa Veche în Roma. Cowboy o să aveți? O să avem și cowboy și cowgirl. Vom avea multe. Ok. O surpriză așa, din câte așa să ispitim lumea de acasă, care ar fi? Vom avea un invitat special și nu pot zice cine este, dar va fi foarte frumos. Intrarea, biletele s-au epuizat deja, deci lucrăm cu casa închisă, dar mai sunt câteva locuri pentru Casa de Cultură. Biletele se vor găsi la intrare în Casa de Cultură la momentul începerii spectacolului.